salut. Bun să dormi niște. Nu, dar nu m-am mai pune nimic să te salut. Că mă gândesc. Bun. Hai, nu spui? Altă dată te rog frumos să nu mai mă mi faci așa curiozitatea cât mai mare. Ți-am zis, doar mâine ziua va depinde doar de tine. Dacă va fi frumoasă sau nu. De mine va depinde dacă va fi frumoasă. Nu vei pune vreo întrebare ceva? Deci doar de tine va depinde mâine. De mine va depinde mâine. Dacă suntem pe antena Play, credeți-mă că am foarte mari emoții deja. Mâine o să fie o zi specială. Așa promiterea e modică. Ce surpriză îmi pregătesc, bă, guri, bă! Nu mai fă așa, te rog. Te rog. Și tu nu ai emoții? Ba da. Nu știi ce să-ți răspund sau ce? Vrei de fel, de... n-are rost. Dacă vrei să mă întrebi, vrei să fii soția mea, tu știi că sunt rost. Te-am cerut odată. Păi asta e, că m-ai cerut odată. Știi bine că sunt soția ta de... Nu. Nu mai e, n-are rost să mă întrebi. O să vezi, mâine o să vezi. Deci îți zic că totul depinde de tine. Sper să fie ceva wow, adică dacă tot mă faci să am așa mari emoții, sper să fie. Dar s-ar putea să strici tot. Vezi că situația poate să fie ori foarte bună, ori foarte nașpa. Vorbesc serios. De exemplu, dacă ar fi să sărim dintr-un avion cu parașuta, atunci dacă ți-aș zice da, ar fi ceva bun pentru tine, dacă aș zice nu, ar fi ceva foarte rău pentru tine. Ce trebuie asta? Deci dacă mi-i pune să fac ceva extraordinar de... nu știu. În fine, vei vedea mâine. Ai ieșit, stai că ai ieșit. Te rog frumos. Stai că ai ieșit. Să șterg aici. Stai mai gurii. Da, a ieșit deja. N-a ieșit. Ba da. Nu te adoră pentru că era făcut. Știu că nu trebuie să te întreb, că nu-i frumos să-mi spui dinainte. Ce vrei să mă întreb? Ce o surpriză e? Păi o să zic. Serios? Mâine. Ah, vă șmechere. Bă, grupiță, bă. Să vedem dacă va fi una plăcută sau nu. Grupiță. Păi nu știu, tu ce zici că o să fac? Nu știu. Crezi că o să fie de bine? Nu știu. Păi așa, la cum mă cunoști. Știi ce sentimente am pentru tine? Ce crezi că o să fac? Mâine voi afla sinceritatea ta maximă. Serios? O să vină mâine familia ta? Nu pot să-ți mai dau indici. Ei, da, iubi. Îmi faci o farsă? Nu pot să-ți dau mai multe indici. Mai ne vezi deja. Tu poți să crezi ce vrei. Vreau să spun că și eu am o surpriză pentru tine mâine. Nu o să ai timp. Făcut deja. Dacă ai făcut ceva, anulezi. Adică? Pentru că nu e va fi timp. Dar o să avem suficient timp. Nu o să avem suficient timp. Nu, că să ne lase stafful. Deci am zis să nu faci nimic. Și înțelege. Nici măcar 15 minute? Nu. Dar nu fi rău, vreau să-ți fac și eu ție ceva. Dar mai târziu, nu... Păi după ce terminăm toată harababura. Ah, da, după ce terminăm toată harababura, da. Ei, mă supărai acum. Ei, nu, mă gândeam că... Că ce? După ce păpăm și dărea, poți. Păi da, după ce mâncăm și desertul și după ce vrem să stăm. Foarte rău din partea ta să zici că eu nu să nu fac nimic. Păi dar tu nu trebuie să te zici, mâine vei avea o grămadă de treabă. Nu mai întâi, să mă durut asta. Dar nu că te-a durut.
Dar nu vreau să ne încurcăm. Da, dar nu-i frumos din partea ta să nu-mi accepti o surpriză. Da, o să ai foarte multă, o să ai foarte multă treabă, cred. Ce treabă să am? Mă pui să fac curat, ține toată casa? Nu, pot să-ți dau mai multe indici. E clar, asta mă pune să fac. Aia. Ți-a zis că tu poți să greșești, vei? Mamă, de ce te joci cu mine? Surpriza mea nu este wow, e banal. Nimic nu e banal. Da, la felul în care mi-ai zis tu să nu faci nimic. Păi ca să nu... Ca să nu ce, dacă eu am plăcerea să o fac. Da, dar iară înțelegi greșit. Și tu ierte mi-ai zis acum? Nu, nu știu. Da, stai că stau rău. Stai mai că stau rău, ți-am zis. Să-l fac mâna, așa. Doamne, câteva să mă aud de spălat. Vino la mine. Ia mi-am motivat, că nu știu cum se va întâmpla mâine. Și mi-e frică de... Mai poți să fii prezent astăzi? Mi-e frică de o două chestii. Chiar nu pot să înțeleg. Spune-mi odată ce este. Dar de ce? Trebuia să-mi spui dinainte ca să am mulți toată ziua și toată noaptea și mâine. Mă disperi acum. Eu zic să fii pregătit. Pregătită pentru ce? Că doar sunt soția ta, ce altceva ai putea să mai îmi ceri? Nu te vei aștepta la chestia asta. Ce vrei, mă, să faci, mai? Să stai venele? Ce vrei să faci mâine? Serios? Nu pot să-ți dau detalii. Păi atunci nu mai îmi dai emoții, las o baltă, nu vreau să mai gândesc la asta. Ar trebui. Doar zic atâta. Ce că ar trebui, băi, lasă-mă. Doar atâta zic să ai mintea limpede mâine, să dormi ca lumea. Fii sigură că să dorm ca un puflete mâine. Și să te gândești bine. Dar să dorm atât de bine. Păi și tu ai foarte mari emoții? Uh-huh. Se teamă? De mine? Chiar nu pot să-mi dau seama. Dacă n-aș fi fost logodnică ta, aș fi înțeles. Aș fi crezut că mă cere de soție. Dar am făcut lucrurile astea, adică ce altceva putea mai fi? Mai putea fi? Un cățeluș! Mi-a duce un cățeluș? Mi-a duce un cățeluș? Dacă eu zic că o să-mi fie frică pentru tine, să mă iei cu cățeluș? Asta mi-a duce broscuță. N-au treaba animalele, din păcate.
Încă mi-e frică de vrăști. De ce nu vrei să mă? Bine, hai, vrei să încheiem subiectul ăsta, cum deja mă... Asta zic un lucru, să fii mâine sincer. Sincer. S-a fost ultimul. Ai, Raimund. Mă disperi. Crezi că mie o să-mi placă surpriza? Păi, dar nu este neapărat o surpriză. Dar ce este? O să înțelegi mâine. Da, dar nici detalii acum, am mai făcut praf. Sincer, nu o să pot să dorm la noapte, vorbesc foarte serios. O să vin mâine cu niște cearcăne în emisiune? Păi tocmai că trebuie să te odihnești. Păi nu pot să mă odihnesc acum. O să te odihnești. Ia uite la mine. Ce? Ce e mâine? Deci vorbesc foarte serios, să-mi spui acum, în momentul ăsta. A, știi că un lucru, să nu-ți iei fustă. Să nu-mi iau fustă? Îmi pare rău, dar o să-mi iau rochiță. Da? Bine, poți să-ți iei, dar va fi... Cum va fi? În fine. Ia-ți ce vrei. Mă, ce faci? Arunci casa în foc? În aer? Nu. De fapt, nu poți să-ți iei rochiță, liniște. Jucăm cu minge. Wow. Ne jucăm castelul? Asta, exact asta. Nu știu, chiar nu știu, zic și eu, vorbesc aberația acum. Ce? Nu atâta, dar pot favor să-ți iei rochiță. De fapt, nu, ia, de fapt, ia-ți rochiță. Trebuie să-ți iei rochiță, da. Ia-ți rochiță. Vreau să te îmbraci mâini la cămaș. Și pantalon, nu blugi. Totul va depinde de tine. Va depinde de mine. Păi ce, mă aștepți în pălțelan scurs când vii la tine? Totul va depinde de tine, o să înțelegi mâine. Hai.